Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a raportat deficient situația financiară și a dat dovadă de management defectuos al resurselor umane. Aceste și alte probleme fac parte din constatările Curții de Conturi cu privire la activitatea agenției în 2017. Potrivit raportului de audit anul trecut, ANRE a avut venituri de circa 31 de milioane de lei și cheltuieli de aproximativ 44 de milioane de lei. Totodată, agenția nu a recunoscut în politica sa de contabilitate obiectele de mică valoare și scurtă durată evaluate de Curtea de Conturi la aproape 2 milioane de lei. Probleme au fost identificate și la capitolul creanțelor agenției, care la sfârșitul lui 2017 au constituit circa 10 milioane de lei, cu 21% mai mult față de 2016. O altă neregulă constituie existența peste 2000 de zile de concediu anual nefolosite, dar plata cărora a constituit 1,7 milioane de lei. În acest sens, directorul ANRE a dat asigurări Curții că toate problemele date vor fi rezolvate într-un timp cât mai scurt. Toate recomandările care au fost stipulate, noi le-am discutat. În principiu am făcut și un mini plan de acțiuni, urmează să realizăm. Toate aceste constatări sunt benefice și sunt doar, cum ați spus dumneavoastră, pentru îmbunătățirea activității agenției. Amintim că ANRE a intrat în atenția opiniei publice la începutul acestei luni, când în urma majorării prețurilor la carburanți un litru de benzină a ajuns să coste aproape 20 de lei, iar unul de motorină circa 17 lei și 40 de bani.